Bună ziua, stimați colegi! Sper că suntem cu toții sănătoși, fără COVID-uri și alte nenorociri care, prin care trebuie să trecem. În speranța că suntem vaccinați cu toți aici, cine nu, fac un îndemn să trecem și prin rapel, prin a doua doză, dar important este și profit de această ocazie ca să facem și un îndemn către populație să fie mai activ în ceea ce privește procesul vaccinării. Vedeți că lucrurile nu reprezintă o glumă, sunt regiuni în lume unde crește următorul val de infectări COVID-19 și de-aia este foarte important ca noi, la rândul nostru, să reușim să ne vaccinăm cât mai mulți, în așa fel încât să fim pregătiți pentru eventual nou val al COVID-ului. Stimați colegi, propun să trecem la examinarea agendei de astăzi a ședinței Guvernului și o rog pe doamna secretar general al Guvernului, doamna Iaconi, să vină cu prezentarea la punctul 1 al agendei cu privire la cadre. Vă rog frumos! Mulțumesc, stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, stimați invitați. În temeiul articolului 7, litera I, din legea numărul 136 din 2017 cu privire la Guvern și al articolului 6, alineatul 3, din legea numărul 199 din 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, se propune numirea doamnei Mariana Botezatu în funcție de secretar de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii din data de 18 iunie 2021. Rog aprobarea numirii doamnei Mariana Botezatu. Mulțumesc! Stimați colegi, cine este pentru aprobarea doamnei Mariana Botezatu în funcție de secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii, rog respectuos să supunem votul. Cine este pentru? Rog votați. Vă mulțumesc. O felicităm pe doamna Botezatu pentru noua funcție. Doamna Botezatu este un specialist bun în domeniul energetic și Ministerul Economiei și Infrastructurii are nevoie de un specialist în acest domeniu pentru a acoperi dosarele respective, mai ales că avem de negociat cu Gazprom sau prolongarea sau negocierea unui nou acord de livrare a gazelor naturale pentru Republica Moldova. Este o achiziție bună și încă o dată pe această cale vreau să-i aduc felicitări doamnei Botezatu pentru votul primit astăzi, votul de încredere a Guvernului. Să-i urăm succes în activitate și sperăm că o să fie una fructuoasă. Stimați colegi, mergem mai departe cu agenda ședinței de astăzi. Stimate domnule secretar de stat Igor Puro, vă rog respectuos următorul punct al agendei. Mulțumesc, stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului, care au fost elaborat în baza articolului 2, aliniatul 2, litera A și litera C din legea numărul 211/2020 pentru modificarea legii ocrotirii sănătății numărul 411/1995. Scopul proiectului este îmbunătățirea accesului populației la servicii de îngrijiri paliative, calitative și echitabile, corespunzător necesităților populației și includerea în programul unic al asigurării obligatorii de asistență medicală a unei secțiuni distincte privind îngrijirile paliative. Proiectul de act normativ prevede operarea modificărilor în două acte normative. Asta este regulamentul cu privire la modul de constituire și administrare a fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, aprobat prin hotărâre Guvernului numărul 594 din 2002 și programul unic al asigurării obligatorii de asistență medicală, aprobat prin hotărâre Guvernului 1387 din 2007. Implementarea proiectului, proiectul va fi implementat de pe 1 ianuarie 2022. Implementarea proiectului nu va necesita cheltuieli financiare suplimentare din bugetul de stat și aprobarea proiectului va asigura totuși accesul populației conform necesităților reale la îngrijiri paliative. În acest context, stimați membri ai Guvernului, solicit aprobarea hotărârii de Guvern. Da, vă mulțumesc, domnul Curov. Stimați colegi, este într-adevăr un proiect care vizează o categorie defavorizată sau, Doamne ferește, etapa paliativă a pacienților, pacienți care sunt în faza terminală a unor boli incurabile.
Doamne ferește să ajungem în astfel de situații, însă avem concetățeni care suferă de boli, care din păcate nu pot fi tratate și atunci legea respectivă care a fost adoptată în 2020 este ajustată prin hotărârea asta, proiectul respectiv a hotărârii de guvern, la prevederile legii respective. Stimați colegi, cine este pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre a guvernului, rog respectuos votul dumneavoastră. Vă mulțumesc unanim. Domnul ministru Nagacevski, rog punctul următor din agenda. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, propun spre aprobare proiectul de hotărâre de guvern cu privire la încheierea unui contract și alocarea mijloacelor financiare. Deci, vă explic. La data de 25 octombrie 2013, prin sentința arbitrajului ad hoc de la Paris, a fost dispus încasarea din contul bugetului Republicii Moldova în beneficiu Energoalianța Ucraina, prejudiciu material constituit din sumele 195.547.212 lei, 357.917.008 lei, astea deja sunt procente, suma de 39.417.175 lei, iarăși procente, suma de 200.000 de dolari în calitate de costuri și cheltuieli pentru asistență juridică acordată și suma de 340.000 de dolari ce reprezintă cheltuieli de arbitraj suportate de către reclamant. Notez că acest proces încă este pendent în instanțele de arbitraj internaționale. Cu toate acestea, succesorul Energoalianț a înaintat o cerere de recunoaștere a respectivei hotărâri arbitrale pe teritoriul Ucrainei. Procesul de judecată este pendent pe teritoriul Ucrainei. Ministerul Justiției a inițiat procedura de licitare a unui birou de avocați care se ocupe de reprezentarea intereselor Republicii Moldova în această instanță judecătorească a Ucrainei și a fost identificat biroul asociat de avocați Cechir, Zamfir și partenerii. Suma contractului licitat este de 6.000 de dolari SUA. Ei vor lucra în parteneriat cu un birou de pe teritoriul Ucrainei. Ședința este fixată pentru luna iulie anului 2021. Consider că este o urgență reprezentarea intereselor statului în asemenea cazuri pentru a nu afecta în mod inadmisibil interesele economice și securitatea economică a Republicii Moldova. De ce? Rog susținerea proiectului. Da, vă mulțumesc, stimate domnule ministru. Este adevărat, se încearcă să prejudicieze bugetul național al Republicii Moldova de sume impunătoare care le-a dat citirii domnul ministru Nagacevski și eu cred că este un lucru absolut impetuos din partea guvernului, fie chiar și în demisie, cum suntem noi la ora actuală, să întreprindem toate acțiunile necesare pentru a apăra interesele statului în acest proces. Prin urmare, stimați colegi, rog respectuos acceptul dumneavoastră pentru alocarea sumelor necesare în vederea asigurării, protejării cu bună credință a intereselor naționale a Republicii Moldova. Cine este pentru, rog aprobarea. Vă mulțumesc, adoptat. Stimate domnule ministru Nagacevski, mai este încă un proiect de hotărâre de guvern care vă rog să-l dați citirii. Da, stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, este continuarea istoriei și iarăși aceeași hotărâre a Tribunalului Arbitral de la Paris ne creează mai multe probleme Republicii Moldova. Un alt litigiu inițiat pentru recunoașterea hotărârii arbitrale este desfășoară pe teritoriul Statelor Unite ale Americii. Ministerul Justiției a inițiat iarăși proceduri de licitare a biroul asociat care se ocupe de reprezentarea intereselor statului și a fost identificat biroul asociat de avocați Burac și Asociații. Suma pentru respectivul contract de asistență juridică este de 65.000 de dolari SUA. Nu cred că trebuie să explic de ce sumele diferă. Este diferență de jurisdicții într-un sistem, aici este sistemul continental, acolo este un alt fel de sistem în genere de jurisdicții și prețurile diferă, iată, și condițiile contractelor de asistență juridică de asemenea diferă. De aceea, aici suma este mai mare decât în cazul Ucrainei, prețul onorariului pentru acordarea asistenței juridice a Republicii Moldova. Rog, susținerea proiectului. Da, vă mulțumesc, stimate domnule ministru. Da, este adevărat, aici suntem atacați într-o altă jurisdicție, practic e aceeași poveste, aceeași istorie, însă de data aceasta Republica Moldova este chemată în instanță într-o curte cu jurisdicția din Statele Unite ale Americii și evident costurile pentru apărarea intereselor noastre naționale cresc substanțial. Însă nu avem încotro, trebuie să ne asumăm aceste cheltuieli pentru a ne apăra interesele chiar și peste ocean.
Stimați colegi, rog respectuos acceptul dumneavoastră pentru a aproba acest proiect de hotărâre a Guvernului. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Mergem mai departe. Stimată doamnă secretar de stat Tatiana Ivanichkina, rog prezentarea următorului punct al agendei. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezintă spre examinare și aprobare proiectul hotărârii de guvern cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre a Parlamentului pentru aprobarea raportului privind executarea bugetului de stat în anul 2020. Prezentul proiect este elaborat în conformitate cu prevederile articolului 73 al Legii Finanțelor Publice și Responsabilității Bugetar-Fiscale. În raport sunt incluse datele privind executarea bugetului public național, precum și a bugetului de stat în anul 2020, la capitolele de venituri, cheltuieli, deficit și surse de finanțare a deficitului. De asemenea, raportul conține informația privind datoriei de stat și soldurile de mijloace bănești în conturile bugetului de stat. Bugetul de stat în anul 2020 a fost executat în conformitate cu indicatorii aprobați prin legea bugetului de stat pentru anul 2020, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova. Pe parcursul anului, pentru a susține financiar măsurile de politici privind atenuarea efectelor pandemiei și secetei din anul 2020, precum și pentru a susține și celelalte componente ale bugetului public național, indicatorii bugetului de stat pentru anul 2020 au fost modificați prin 3 legi adoptate de către Parlamentul Republicii Moldova, fiind prevăzute alocații bugetare pentru măsurile întreprinse în domeniul economic, susținerii sociale, domeniile sănătății și educației. Veniturile bugetului de stat au fost acumulate în suma de 38.500,5 milioane lei, ceea ce este cu 3,3% mai mult față de volumul aprobat. Ponderea veniturilor bugetului de stat în bugetul public național constituie 61,4%, iar ca pondere în PIB 18,7%. Comparativ cu anul 2019, veniturile bugetului de stat au fost în descreștere cu 3,7% din cauza efectelor pandemiei. Cheltuielile bugetului de stat au constituit 49.635,4 milioane lei, ceea ce este mai puțin cu 3,8% față de volumul aprobat. Este de menționat că toate documentele de plată care au fost prezentate în trezorăria de stat pe parcursul anului și în trezorăriile regionale au fost achitate integral. Rezultatele executării bugetului de stat în anul 2020 atestă un nivel scăzut de executare a cheltuielilor în cadrul proiectelor finanțate din surse externe, la nivel de circa 70% față de volumul aprobat, această cauză fiind la fel efectele pandemiei. Ce ține de cheltuielile proprii ale bugetului de stat și transferurile, este de menționat că prevalează transferurile către alte bugete, care reprezintă 54,2% din cheltuielile bugetului de stat. Și anume, transferurile către bugetele locale au fost în suma de 13.617,9 milioane lei, transferurile către bugetul asigurărilor sociale de stat au fost în suma de 9.769,4 milioane lei, iar transferurile către fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală au fost în suma de 3.533 milioane lei, care au fost executate integral. Cheltuielile de personal au fost executate în suma de 7.040,6 milioane lei sau la nivel de 95,8% din prevederi. Salariul mediu lunar pentru unitate de personal în anul 2020, finanțată de la bugetul de stat, a constituit 8.894 lei, cu o creștere de peste 5,9% față de anul 2019. Cheltuielile capitale au fost executate în sumă de 4.793,4 milioane lei sau la nivel de 84,5%. La fel, executarea joasă se datorează efectelor pandemiei. Astfel, în anul 2020, de la bugetul de stat au fost finanțate 64 de proiecte de investiții capitale, dintre care 14 proiecte au fost finalizate și date în exploatare. Restul sunt în curs de execuție. Deficitul bugetului de stat în anul 2020 a înregistrat suma de 11.134,9 milioane lei,
Ca pondere în PIB, acesta a constituit 5,4%. Deficitul a fost mai mic comparativ cu cel prevăzut, datorită executării joase a cheltuielilor, inclusiv și a celor din cadrul proiectelor finanțate din surse externe. Datoria de stat în anul 2020 s-a încadrat în limitele prevăzute de legea bugetară anuală. Soldul datoriei de stat exprimat în lei la situația din 31 decembrie 2020 a constituit 67 de miliarde 820,7 milioane lei și s-a majorat comparativ cu situația de la finele anului 2019, fiind influențat atât de majorarea soldului datoriei de stat externe, cât și de majorarea soldului datoriei de stat interne. Totodată, ponderea datoriei de stat în PIB la situația de la finele anului 2020 a constituit 32,9%, ceea ce este un nivel foarte confortabil față de limita stabilită de 60% conform tratatului de la Maastricht. În cadrul programului de stat Prima Casă au fost acordate noi credite garantate de către stat în suma de 370,9 milioane lei, iar soldul creditelor garantate la situația din 31 decembrie 2020 a constituit 1 miliard 233,8 milioane lei. Ținând cont de cele menționate, solicit susținerea proiectului prezentat. Da, vă mulțumesc, stimată doamnă Ivanișchina. Stimați colegi, dacă sunt comentarii, obiecții la raportul prezentat de doamna secretar de stat, dacă nu, propun respectuos să aprobăm proiectul hotărârii Parlamentului pentru aprobarea raportului privind executarea bugetului de stat pentru anul 2020. Cine este pentru, rog să votăm. Vă mulțumesc, aprobat. Mergem mai departe. Punctul 6 din agenda cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre a Parlamentului pentru aprobarea raportului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2020. Stimată doamnă Valentina Buliga, dacă puteți să ne faceți prezentarea raportului proiectului respectiv. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, prezint atenției dumneavoastră raportul privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2020. Asigurarea obligatorie de asistență medicală înseamnă asigurarea accesului pentru fiecare persoană asigurată la servicii medicale de calitate, în vederea prevenirii bolilor, tratamentul maladiilor, dar și accesul la servicii de reabilitare și îngrijire paliativă, având dreptul obiectiv de bază acoperirea unei cote cât mai mari a populației cu servicii medicale și oferirea unui pachet de servicii cât mai modern și vast posibil. Pentru anul 2020, fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală au fost aprobate atât la partea de venituri cât și de cheltuieli, în sumă de 8 miliarde 383,4 milioane de lei, fiind în echilibru bugetar. În temeiul rectificărilor operate pe parcursul anilor, valorile anului, valorile veniturilor și cheltuielilor au fost revizuite în sensul majorării acestora și stabilite în sume de 8 miliarde 500 milioane lei și respectiv 8 miliarde 917,4 milioane de lei, cu un deficit bugetar de 416,6 milioane de lei. Executarea fondului în anul 2020 a constituit la partea de venituri 8 miliarde 542,6 milioane de lei, iar la partea de cheltuieli 8 miliarde 405,1 milioane de lei. Față de suma precizată și s-a încheiat cu un excedent în sumă de 137,1 milioane de lei. Veniturile fondului destinate protecției financiare a populației în domeniul ocrotirii sănătății au fost constituite din veniturile proprii în sumă de 5 miliarde,9 milioane de lei și transferuri bugetare în sumă de 3 miliarde 533,7 milioane de lei sau 41,4%. Astfel, acumulările primilor în formă de contribuție procentuală la salariu și alte recompense au însumat 4 miliarde 800,5 milioane de lei, ceea ce constituie 100,8% în raport cu prevederile anuale și 56,2% din totalul acumulărilor fondului, reprezentând astfel cea mai mare sursă de venit a fondului. În comparație cu anul precedent, veniturile date au înregistrat o creștere de circa 155 de milioane de lei. Primele de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă au fost acumulate pe parcursul anului în cuantum de 139,1 milioane de lei sau la nivel de 102,9% în raport cu prevederile anuale și cu o creștere de circa 16 milioane de lei comparativ cu anul 2019.
În anul 2020, cheltuielile fondului au înregistrat în comparație cu anul precedent o creștere de 915,8 milioane de lei, ceea ce se explică atât de majorarea cuantumului resurselor alocate în contextul creșterilor salariale de la 1 aprilie 2020 cu 10% și 1 septembrie 2020 cu 30%, dar și de faptul că anul 2020 a fost un an marcat de pandemia COVID-19, ce a însemnat o mare provocare pentru sistemul de asigurări în medicină și o necesitate de adaptare rapidă la situație prin alocarea resurselor financiare suplimentare instituțiilor medico-sanitare, inclusiv pentru motivarea personalului antrenat în acordarea asistenței medicale pacienților care au întrunit definiția de caz de peste 327 milioane de lei. Ca și în anii precedenți, partea preponderentă a mijloacelor alocate din fondul de bază a fost orientată pentru asistența medicală spitalicească, circa 4.242 milioane de lei, pentru 449.000 de cazuri tratate și externate, totuși cu 159.000 de cazuri mai puține, fiind acces limitat la servicii din cauza pandemiei. Cu toate acestea, țin să menționez că în anul 2020 au fost efectuate 5.293 de intervenții chirurgicale cu maladii cardiace, 4.447 operații de cataractă, 2.498 operații de protezare, 338 protezări vasculare, 309 cazuri de neurochirurgie a fracturilor coloanei vertebrale. Pentru prima dată în istoria asigurărilor în medicină au fost realizat implant cochlear la copii, de care au beneficiat 19 copii cu costul mediu de 423.000 per caz tratat. La fel, Compania Națională a plătit circa 35 de transplanturi. Asistența medicală primară, 2 miliarde 243 milioane de lei. Cheltuielile au fost destinate pentru circa 10 milioane 300 vizite, din care 9,4 milioane de vizite pentru persoanele asigurate și 875.000 de vizite pentru persoane neasigurate. Asistența medicală specializată de ambulator a constituit în anul 2020 748 de milioane de lei, medicală urgență prespitalicească 790,7 milioane de lei sau cu 9,5% din cheltuielile de bază au constituit. În comparație cu anul 2019, aceste cheltuieli au crescut cu circa 177 de milioane de lei. Servicii medicale de înaltă performanță, 181 de milioane de lei, îngrijiri comunitare la domiciliu, 64 de milioane de lei, care au fost efectuate circa 53.000 de vizite pentru persoanele care au avut nevoie de astfel de îngrijiri. Cheltuielile efective ale fondului pentru medicamente compensate au constituit circa 612 milioane de lei, fiind în creștere cu 2,3% față de anul precedent. Respectiv, pe parcursul anului de gestiune, de medicamente compensate au beneficiat peste circa 739.000 de persoane. De asemenea, pe parcursul anului, lista medicamentelor compensate a fost extinsă cu 10 denumiri comune internaționale noi și la moment aceasta include 158 de poziții. La fel, în anul 2020 au fost aprobate maladii noi pentru care sunt compensate medicamentele prevăzute în lista medicamentelor, precum infecția cu coronavirus de tip nou, bronșită acută, infarct miocardic, refluxul gastroesofagian, tulburări hepatobiliare și distrofie musculară. La fel, pentru epizoadele maniacale moderate până la severe la copii cu vârsta de până la 18 ani. Fondul de dezvoltare și modernizare în valoare de 20 de milioane de lei care au fost planificate au fost direcționate în totalitate pentru achiziționarea testelor pentru depistarea infecției cu COVID-19 în baza dispoziției numărul 13 din 3 aprilie 2020 a Comisiei pentru situații excepționale. Fondul măsurilor de profilaxie, cheltuielile au fost realizate pentru prevenirea riscurilor de îmbolnăvire și au constituit circa 25 de milioane de lei, executarea constituind 64% în raport cu prevederile anuale. Fondul de administrare a sistemului de asigurare a fost realizat în sumă de 80 de milioane de lei, cu circa 7,1 milioane de lei mai puțin față de prevederile anuale. Neexecutarea a fost influențată preponderent de neîndeplinirea în volumul planificat al cheltuielilor pentru procurarea bunurilor și serviciilor cauzată de intervenția unor necesități suplimentare. Fondul de rezervă în condițiile declarării stării de urgență pe întreg teritoriul Republicii Moldova cauzată de situația epidemiologică
Fondul de rezervă a fost utilizat în totalitate 10 milioane de lei pentru achiziționarea în regim de urgență a testelor pentru depistarea infecției cu COVID-19, conform dispoziției numărul 13 din 3 aprilie 2020. Stimate domnule prim-ministru, stimați membrii Guvernului, raportul anual privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2020 a fost examinat și aprobat de Consiliul de Administrație al companiei, auditat de Curtea de Conturi. Misiunea de audit a constatat că raportul elaborat de Compania Națională de Asigurări în Medicină privind executarea fondurilor în 2020 oferă din toate punctele de vedere o imagine reală privind realizarea acestora, fiind întocmit în conformitate cu cadrul de raportare aplicabil. Totodată, auditorii au identificat unele aspecte care necesită îmbunătățire și au înaintat recomandări agreate de comun cu CNME, care fiind implementate cu siguranță vor spori performanța gestionării fondurilor de asigurări în medicină. În această ordine de idei, stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, vă mulțumesc și rog susținerea aprobării proiectului prezentat. Da, vă mulțumesc, stimată doamnă Buliga. Doar o mică precizare. Spuneți-mi, vă rog, am auzit corect, ați menționat cifra 865.000 vizite la medic pentru persoane neasigurate. Da, domnule prim-ministru, pentru că conform ordinului Ministerului, persoanele neasigurate care au fost diagnosticate cu această maladie COVID-19 au beneficiat de același pachet de servicii, inclusiv asistența medicală primară, cât și tratamentul în instituțiile medico-sanitare spitalicești. Deci iată o cifră care mă face să fac un apel către cetățenii noștri să găsească posibilități să-și facă asigurare medicală. Pentru că solidaritatea în acest aspect este una crucială, pentru că în cazul concret 865.000 de adresări la medic a persoanelor neasigurate pune povara financiară pe umerii celor care își achită polița de asigurare și până la urmă povara cade pe fondul de asigurări obligatorii în medicină. Practic este o chestie de solidaritate între fiecare dintre noi să avem bunul simț de a ne procura din timp polița de asigurare și a ne asigura în modul corespunzător eventuala necesitate de a ne trata la instituțiile medicale din țara noastră. Stimată doamnă Buliga, vă mulțumesc pentru prezentare. Stimați colegi, dacă sunt comentarii, întrebări, obiecții la raportul prezentat, dacă nu sunt, rog respectuos să acceptăm proiectul hotărârii Parlamentului privind. Vă mulțumesc, aprobat. Mergem mai departe. Proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre a Parlamentului pentru aprobarea raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2020. Stimată doamna Elena Țăbârnă, vă rog frumos dacă ne puteți face prezentarea acestui proiect. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, prezint atenție dumneavoastră proiectul de hotărâre a Parlamentului pentru aprobarea raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020. Pentru anul 2020, compartimentul venituri a fost realizat la nivel de 98,8% față de prevederile anuale. Compartimentul cheltuieli a fost realizat la nivel de 98,7%. Veniturile au fost acumulate în sumă de 24.285,6 milioane lei, cu o creștere cu 11,7% față de anul 2019. Ponderea veniturilor totale executate ale bugetului asigurării sociale de stat în bugetul public național a constituit 38,8% și cam ponderea în PIB de 11,8%. Față de anul 2019, ponderea veniturilor bugetului asigurării sociale de stat în bugetul public național s-a majorat cu 4,3%, iar ponderea în PIB s-a majorat cu 1,5%. Contribuții de asigurări sociale s-au acumulat în sumă de 14.295,4 milioane lei, ce reprezintă executarea planului de 101,9%, cu o creștere față de anul 2019 cu 4,8%. Restanțele plătitorilor de contribuții la bugetul asigurării sociale de stat la data de 1 ianuarie 2021 au constituit 408,2 milioane lei.
dintre care 258,3 milioane lei sunt contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și 148,6 milioane lei sunt majorări de întârziere și amenzi. Față de anul 2019, restanțele la bugetul asigurării sociale de stat s-au majorat cu 107,3 milioane lei. Transferurile de la bugetul de stat s-au finanțat în sumă de 9 miliarde 769,4 milioane lei, cu executare de 94,6% față de prevederile anuale. Comparativ cu anul 2019, suma transferurilor s-a majorat cu 22,8%. Din suma totală a transferurilor la bugetul de stat, transferurile pentru prestațiile de asistență socială au constituit 7 miliarde 214,8 milioane lei, iar transferurile pentru acoperirea deficitului bugetului asigurării sociale de stat 2 miliarde 554,6 milioane lei. Alte venituri s-au acumulat în sumă de 220,8 milioane lei, din care partea cea mai mare o constituie partea impozitului unic perceput de la rezidenții parcurilor pentru tehnologie informaționale. Cheltuielile bugetului asigurării sociale de stat au fost executate în sumă de 24 miliarde 244,4 milioane lei, la nivel de 98,7% față de planul prevăzut anual sau cu 12,2% mai mult față de anul 2019. Ponderea cheltuielilor totale executate ale bugetului în bugetul public național au constituit 33,1% și ca pondere în PIB de 11,7%. Față de anul 2019, ponderea cheltuielilor bugetului asigurării sociale de stat în bugetul public național s-a majorat cu 0,4%, iar ponderea în PIB s-a majorat cu 1,4%. Cheltuielile efective au constituit 24.300.006 lei sau cu 98,9% față de plan și în creștere față de anul 2019 cu 12,1%. Nivelul executării cheltuielilor planificate, la fel ca și devierile față de anul 2019, au fost influențate de dinamica numărul beneficiarilor, a mărimilor medii ale prestațiilor sociale și a măsurilor noi de protecție socială implementate în 2020. Însă, cea mai mare parte, executarea cheltuielilor a fost influențată de necesitatea implementării unor decizii de urgență și punerea în aplicare pe parcursul anului 2020 a unor măsuri cu impact financiar neplanificat în buget, cu scopul susținerii unor categorii de populație în perioada pandemiei. Acești factori au influențat și necesitatea precizării ulterioare a indicatorilor bugetului de 3 ori pe parcursul anului 2020. Din suma totală a cheltuielilor, 98,3% sunt cheltuieli destinate pentru plata prestațiilor sociale, dintre care 70,4% revin cheltuielilor pentru prestațiile de asigurări sociale, care au fost executate la nivel de 99,3%, 29,6% revin cheltuielilor pentru prestațiile de asistență socială, care au fost executate la nivel de 97,8% și 2,7 milioane lei sunt cheltuieli aferente prestațiilor sociale ale angajatorilor. Anul bugetar 2020 a fost finalizat cu excedent în sumă de 41,2 milioane lei și soldul mijloacelor bănești la conturile Casei Naționale de Asigurări Sociale la situația 1 ianuarie 2021 a constituit 41 milioane lei. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri a Guvernului, rog susținerea proiectului prezentat. Da, vă mulțumesc, stimată doamnă Țăbârnă. Din raportul care l-ați prezentat dumneavoastră, înțeleg că totuși domeniul tehnologiei informaționale devine unul din contribuabilii mari ai bugetului asigurărilor sociale de stat și cifra care ați adus-o dumneavoastră, că doar parcurile din cadrul parcurilor IT în buget au intrat pe parcursul anului trecut 202 milioane lei, dacă mi-am notat corect, ceea ce este o sumă impunătoare și vine să demonstreze încă o dată importanța dezvoltării acestui domeniu în Republica Moldova, un domeniu care îmi permit această noțiune să o utilizez, explodează efectiv și iată că se reflectă în cifrele concrete care, de care beneficiază statul în cazul concret
bugetul asigurărilor sociale de stat. Stimați colegi, dacă nu sunt obiecții sau întrebări adiționale pentru raportor, rog respectuos să aprobăm acest proiect de hotărâre a Guvernului. Vă mulțumesc mult, aprobat. Stimată doamnă ministru Lilia Pogolșa, vă rog respectuos prezentarea următorului proiect de hotărâre a Guvernului. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern cu privire la aprobarea pentru anul 2021 a mecanismului de sprijin financiar de la bugetul de stat asociațiilor obștești Asociația Nevăzătorilor de Moldova și Casa Republicană de Cultură a Surzilor de Moldova, care este elaborat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în scopul creării cadrului normativ necesar pentru acordarea de sprijin financiar organizațiilor necomerciale persoanelor cu dizabilități. Actualmente nu există cadru normativ de susținere financiară a asociațiilor obștești, Asociația Nevăzătorilor de Moldova și Casa Republicană de Cultură a Surzilor de Moldova, care pe parcursul anilor precedenți au fost finanțați prin intermediul Ministerului. Deoarece în bugetul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării sunt disponibile surse financiare pentru finanțarea asociațiilor obștești, propunem aprobarea pentru anul 2021 alocațiilor subvențiilor pentru aceste două asociații obștești a persoanelor cu dizabilități. Totodată vă informăm că Ministerul Educației, Culturii și Cercetării va iniția modificarea hotărârii Guvernului 503 din 2019 pentru aprobarea regulamentului cu privire la modul de finanțare din bugetul de stat a proiectelor culturale desfășurate de organizațiile necomerciale, în care va fi introdus un capitol separat referitor la finanțarea proiectelor culturale desfășurate de organizațiile necomerciale, anume pentru persoanele cu dizabilități. Stimați membri ai Guvernului, în această ordine de idei, solicit susținerea proiectului. Da, vă mulțumesc, stimată doamnă ministru. Stimați colegi, dacă sunt întrebări adiționale, comentarii vis-a-vis de proiectul prezentat de doamna ministru Pogolșa, dacă nu, rog respectuos să aprobăm acest proiect de hotărâre a Guvernului. Cine este pentru? Vă mulțumesc, aprobat. Stimată doamnă secretar general al Guvernului Iaconi, vă rog frumos să prezentați următorul proiect de hotărâre a Guvernului. Mulțumesc, stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, propun atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului privind modificarea anexei numărul 3 la hotărârea Guvernului numărul 966 din anul 2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenție Servicii Publice, proiect care a fost elaborat de către Cancelarea de Stat la inițiativa și cu suportul colegilor din instituția publică Agenție Servicii Publice. Proiectul este elaborat în scopul asigurării cetățenilor Republicii Moldova cu drept de vot, cu acte de identitate pentru participare la scrutinele electorale, intervenindu-se cu reglementări normative cu caracter special aplicabile în perioada de o lună până la desfășurarea scrutinului electoral la prestarea serviciilor de eliberare a buletinului de identitate și a buletinului de identitate electronic. Astfel, proiectul prevede completări la punctul 2 și punctul 5 din anexa numărul 3, și anume la categoriile serviciilor Agenției Servicii Publice cu înlesniri, prin care se urmărește extinderea situațiilor în care buletinul de identitate a cetățeanului Republicii Moldova, inclusiv buletinul de identitate electronic, se eliberează cu înlesniri, și anume se prevede că cererea pentru prestarea serviciului de eliberare a buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova, depusă de către cetățean cu vârsta care depășește 18 ani, în perioada de o lună până la desfășurarea scrutinului electoral, sau mai bine spus, până în ziua alegerilor, se va examina în termene rezonabile, dar nu mai târziu de 2 zile până la data stabilită pentru desfășurarea scrutinului, indiferent de termenul de prestare solicitat și totodată fără achitarea diferenței de tarif pentru urgența eliberării actului de identitate. La fel, prin proiect se notează că în 2 zile premergătoare datei desfășurării scrutinului electoral, precum și în ziua desfășurării alegerilor, cetățeanul care nu va deține acte de identitate valabile necesare votării în condițiile legii electorale va putea solicita eliberarea buletinului de identitate provizoriu la momentul adresării la serviciu eliberarea actelor de identitate.
Proiectul se circumscrie categoriei de acte normative examinate în ședința Guvernului în condițiilor punctelor 233 și 234 din regulamentul Guvernului aprobat prin hotărârea Guvernului numărul 610 din anul 2018. Este de menționat că aceeași procedură, aceeași mecanism era aplicată și până în prezent, doar că prin ordinul intern al instituției publice, Agenție Servicii Publice. În contextul celor expuse, rog aprobarea proiectului. Vă mulțumesc! Da, vă mulțumesc și eu, stimată doamnă Iacone. Stimați colegi, în principiu este vorba despre scurtarea termenului de prelucrare a cererilor de eliberare a buletinului de identitate și buletinului de identitate electronic, în cazul în care avem o dată fixă stabilită pentru scrutinul electoral. În cazul nostru este vorba despre alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie, respectiv persoana care va depune dosarul la Agenția Servicii Publice pentru perfectarea unui buletin de identitate în termen de 30 de zile și acest termen de 30 de zile trece peste data de 11 iulie, agenția sau oficiul ASP este în drept, fără încasarea plății suplimentare, să-i elibereze buletinul de să elibereze persoanei buletinul de identitate solicitat înainte, cu două zile înainte de data alegerilor propriu-zise, astfel oferindu-i posibilitatea persoanei să-și exercite dreptul de vot cu actele în regulă. Stimați colegi, dacă mai sunt întrebări, vă rog, domnul ministru Năgăcevski. O singură întrebare, e vorba de două zile pentru perfectarea buletinilor de identitate provizorii? Exact. Eu aici am o propunere ca noi să intervenim totuși cu un amendament și să fie 7 zile până la scrutin și vorbesc de sistemul penitenciar care poate creeze anumite probleme. Noi avem și acolo persoane care nu știu dacă noi o să reușim în două zile să le documentăm pe toate. E vorba de circa 5.000 de persoane care votează permanent în baza buletinilor de identitate provizorii. Și de aceea eu intervin aici cu o propunere de a ajusta termenul. Ca să nu ne trezăm că noi încălcăm dreptul de a alege acelor care stau în sistemul penitenciar. Domnul Năgăcevski, la moment nu sunt pregătită să vă răspund în termenii legali, dar din câte cunosc, buletinile provizorii se eliberează, colegii mă corectează, în ziua alegerilor, doar în ziua alegerilor, ce ține de sistemul penitenciar, dați-mi voie să ne documentăm și să venim cu o corectare, inclusiv dacă va fi necesar de a completa proiectul de hotărâre propus spre aprobare, noi o vom face printr-o notificare a tuturor. Mulțumesc! Da, vă mulțumesc și eu. Prin urmare, stimați colegi, dacă nu mai sunt alte întrebări, precizări, comentarii la proiectul respectiv, rog respecturos să aprobăm proiectul hotărârii de guvern dat citirii. Vă mulțumesc, aprobat. Stimată doamnă secretară de stat Tatiana Ivanișchina, vă rog respectuos să dați citirii următorul proiect de hotărâre a guvernului. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezintă spre examinare și aprobare proiectul hotărârii de guvern privind redistribuirea unor alocații aprobate în legea bugetului de stat pentru anul 2021, numărul 258 din anul 2020. Proiectul de hotărâre este elaborat în conformitate cu prevederile articolului 60 al legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale, care permite cu acordul Guvernului redistribuirea alocațiilor aprobate prin legea anuală a bugetului de stat între autoritățile publice centrale, cu excepție celor independente, și între programele unei autorități, în mărime de până la 10% din volumul alocațiilor bugetare aprobate. Proiectul în cauză include modificări la alocațiile aprobate în buget, conform solicitărilor parvenite de la unele autorități publice centrale, și prevede următoarele. 1. Între autorități publice centrale se redistribuie suma de 3,7 milioane lei de la Ministerul Justiției către Consiliul Superior al Magistraturii pentru efectuarea lucrărilor de reparații capitale a clădirii sediului Ciocana a Judecătoriei Chișinău și de la Ministerul Economiei și Infrastructurii către Cancelarea de Stat pentru administrarea și dezvoltarea sistemului informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive.
Și 2. În cadrul unei autorități publice centrale sunt operate redistribuiri între programe la Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, incluzând redistribuiri între proiecte de investiții capitale. Totodată, în legătură cu creșterea numărului beneficiarilor, îndeosebi familii cu copii, de compensații de la bugetul de stat în cadrul programului de stat Prima Casă, cu scopul de a evita stoparea finanțării cererilor și activarea garanțiilor, se propune suplimentarea programului de stat Prima Casă cu 2 milioane lei. În același scop, dar și pentru alte necesități neprevăzute, se propune majorarea fondului de rezervă al Guvernului cu 25,2 milioane lei. Pentru a nu afecta bugetele autorităților publice centrale, majorarea dată se propune a fi efectuată din contul unor rezerve identificate la programele de la compartimentul acțiuni generale gestionate de către Ministerul Finanțelor. De asemenea, din contul economiilor formate în urma deservirii la costuri mai mici a valorilor mobiliare de stat, se propune de la serviciul datoriei de stat interne de redistribuit suma de 7 milioane lei pentru plata sumelor indexate deponenților băncii de economii, ca urmare a revizuirii alocațiilor anuale, reieșind din creșterea adresărilor din partea beneficiarilor pensionari. Proiectul în cauză a fost plasat pe pagina web spre consultare publică, a fost avizat și definitivat în rezultatul avizelor recepționate conform procedurii. În acest context, rog susținerea proiectului de hotărâre. Da, vă mulțumesc, stimată doamnă secretar de stat. Stimați colegi, dacă aveți întrebări, comentarii sau eventuale obiecții la proiectul hotărârii de guvern respective, vă rog frumos. Dacă nu este cazul, stimată doamnă Ivanișchina, vă mulțumesc din suflet pentru faptul că ați găsit posibilitatea acestor realocări și în special suntem recunoscători pentru suplinirea fondului de rezervă a guvernului cu 25,2 milioane lei. Stimați colegi, dacă nu sunt obiecții, comentarii, atunci propun respectuos să aprobăm acest proiect de hotărâre a Guvernului. Aprobat, vă mulțumesc. Vă rog, stimată doamnă Tatiana Ivanișchina, continuați cu următorul punct al agendei. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezintă spre examinare și aprobare proiectul hotărârii de Guvern cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Proiectul de hotărâre este elaborat în conformitate cu prevederile articolului 19 și articolului 36 din Legea Finanțelor Publice și Responsabilității Bugetar-Fiscale, în scopul asigurării cu mijloace financiare a programelor de compensații demarate în cadrul programului de stat Prima Casă, dat fiind faptul că alocațiile aprobate conform legii bugetului de stat pentru anul 2021 în aceste scopuri sunt executate, iar numărul de beneficiari este în creștere. Din suma de 20 milioane de lei aprobate pentru anul 2021, în șase luni ale anului 2021 au fost executate cheltuieli în sumă de 18,8 milioane lei. Astfel se propune suplimentarea alocațiilor destinate programului vizat cu 9,5 milioane lei. Drept rezultat va fi redus riscul activării garanțiilor de stat și dezafectării mijloacelor bugetare pentru plăți către băncile finanțatoare din program, recuperarea cărora va fi posibilă doar după executarea dreptului de ipotecă de către banca comercială și vânzarea imobilului ipotecar. Procedura respectivă fiind una îndelungată, care creează premize pentru blocarea temporară a mijloacelor financiare care pot fi utilizate pentru finanțarea unor cheltuieli prioritare. Proiectul a fost supus expertizei juridice, fiind definitivat conform propunerilor recepționate. Rog susținerea proiectului de hotărâre. Da, vă mulțumesc, stimată doamnă secretar de stat. Programul Prima Casă este într-adevăr un program foarte important, în special pentru tinerile familii din Republica Moldova și dacă tot ne luptăm cu stoparea exodului din țara noastră, în special la tinerii generații, cred că programul Prima Casă este unul din ancorele care permit menținerea tineretului aici în Republica Moldova și eu cred că este de datoria noastră să găsim mijloacele necesare pentru a asigura continuarea programului Prima Casă. Și din acest punct de vedere, stimați colegi, dacă nu aveți obiecții, comentarii la proiectul propus spre aprobare de către Ministerul Finanțelor, rog să-l aprobăm. Cine este pentru? Vă mulțumesc, aprobat. Stimată doamnă secretar general al Guvernului Liliana Iaconiu, vă rog următorul punct al agendei.
Mulțumesc. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, propun atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea hotărârii Guvernului numărul 504 din 2018 cu privire la Premiul Național. Proiectul respectiv a fost elaborat de către Cancelarea de Stat în temeiul prevederilor punctului 8 din regulamentul aprobat prin hotărârea susmenționată, care statuiază că anual Guvernul va actualiza componența nominală a Comisiei pentru decernarea Premiului Național. În această ordine de idei se propune abrogarea anexei numărul 2 la hotărârea Guvernului 504, reieșind din prevederile punctului 153 din regulamentul Guvernului, aprobat prin hotărârea Guvernului numărul 610 din 2018 și prevede aprobarea componenței nominale a Comisiei prin dispoziția Guvernului, nu ca și anexă separată și distinctă a hotărârii de Guvern. Pentru a asigura confidențialitatea procedurii de selectare a candidaților la Premiul Național, precum și a proteja libertatea în exprimare și evaluarea dosarelor, atât de către membrii Comisiei, cât și de către experții antrenat în acest proiect, în acest proces, proiectul propune prevederea expresă a obligativității membrilor Comisiei de a depune o declarație de confidențialitate privind nedivulgarea informațiilor obținute în procesul de selectare a candidaților. Adițional, se impun și se propun măsuri pentru evitarea unor conflicte de interese care pot influența imparțialitatea deciziilor și opiniilor prin obligarea membrului Comisiei de a comunica în scris președintelui Comisiei situațiile de conflict posibile. Totodată, pentru a permite Comisiei flexibilitate în activitate, conex variilor situații care pot împiedica lansarea unor etape ale concursului în termenul stabilit de hotărâre și având în vedere că în ultimii doi ani, atât în anul 2020 cât și în anul 2021, noi deja am depășit termenele prevăzute de hotărâre, având în vedere situația pandemică, se propune ca din hotărâre să fie excluse referințe la perioade concrete și în funcție de situația pandemică, în funcție de diferite situații, acest calendar să fie stabilit și aprobat de către Comisia pentru Decernarea Premiului Național și adus la cunoștință publicului prin toate resursele informatice disponibile. Un aspect novator al proiectului constituie prevederea solicitării opiniei autorității responsabile de promovarea și realizarea activităților în domeniul protecției juridice a proprietății intelectuale pentru drepturile de proprietate intelectuală, industrială, dreptul de autor și drepturile conexe. Adică se propune ca reprezentantul Agenției pentru drepturile de proprietate intelectuală să fie inclus ca și membru al Comisiei. Prevederea respectivă va permite Comisiei evitarea unor situații de conflict în cazul dosarelor colectivelor de autori, precum și va oferi claritate pentru candidații care sunt interesați să participe la concurs cu lucrări de autori sau coautori. Proiectul de asemenea prevede precizarea unor aspecte tehnice și de clarificare pentru activitatea secretariatului Comisiei, asigurat la moment de către Cancelarea de Stat, între care procedura de informare nemijlocită a candidaților care au promovat la etapa de depunere a dosarelor, precum și neînregistrarea dosarelor în cazul celor pretendenți care au depășit termenul limită stabilit. Astfel, se va asigura facilitarea procesului, precum și previzibilitatea procedurală. Proiectul urmează a intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial pentru a asigura demararea imediată a etapelor stipulate ale concursului sau necesare desfășurării concursului, inclusiv decernarea premiilor naționale în cadrul programului dedicat Zilei Independenței, adică 27 august. Proiectul a fost avizat în modul corespunzător.
Implementarea proiectului respectiv nu necesită alocarea resurselor financiare suplimentare de la bugetul de stat. Resursele financiare au fost prevăzute în bugetul Cancelariei de Stat. În contextul celor expuse, rog aprobarea proiectului. Mulțumesc! Da, vă mulțumesc și eu, stimată doamnă Iaconi. Stimați colegi, dacă aveți obiecții, comentarii la proiectul propus spre adoptare, dacă nu, atunci rog respectuos să punem votului cine este pentru. Vă mulțumesc, aprobat. Trecem mai departe. Avem de examinat proiectul hotărârii Guvernului privind modificarea hotărârii Guvernului 161 din 2019 cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică a statului din administrarea Agenției Proprietății Publice. Stimate domnule director Țepurdei, vă rog respectuos să faceți prezentarea respectivă. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii de Guvern pentru modificarea hotărârii Guvernului numărul 161 din 2019 cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică a statului din administrarea Agenției Proprietății Publice. Proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea hotărârii Guvernului numărul 161 din 2019 a fost elaborat în temeiul legii privind delimitarea proprietății publice și are drept scop asigurarea înregistrării terenurilor delimitate după domeniu și apartenență în registrul bunurilor imobile ca proprietate a statului. Proiectul prevede completarea listei terenurilor proprietate publică a statului din administrarea Agenției Proprietății Publice cu bunuri imobile, terenuri delimitate și sau identificate ulterior aprobării hotărârii Guvernului numărul 161 din 2019. Lista terenurilor proprietate publică a statului, domeniu public din administrarea Agenției Proprietății Publice, ce constituie anexa numărul 1, se completează cu 3 terenuri. Lista terenurilor proprietate publică a statului, domeniul privat din administrarea Agenției Proprietății Publice, anexa numărul 2, se completează cu un teren. Lista terenurilor proprietate publică a statului, domeniu public, delimitate după apartenență, anexa numărul 3, se completează cu 25 de terenuri proprietate publică a statului, identificate în rezultatul lucrărilor cadastrale de delimitare în mod selectiv cu stabilirea hotarilor. La fel, proiectul prevede modificarea suprafețelor unor terenuri proprietate publică de stat ca rezultat al efectuării lucrărilor cadastrale de delimitare în mod selectiv. Implementarea proiectului respectiv nu necesită alocare de mijloace financiare suplimentare din bugetul de stat. Proiectul a fost supus avizării și expertizării în modul corespunzător. Din motivele expuse, solicit respectuos aprobarea proiectului hotărârii de guvern pentru modificarea hotărârii guvernului numărul 161 din 2019 cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică a statului din administrarea Agenției Proprietății Publice. Vă mulțumesc! Da, vă mulțumesc și eu, stimate domnule director. Stimați colegi, este vorba de ajustarea anexelor la hotărârea Guvernului numărul 161 din 2019 și includerea în lista terenurilor proprietate publică a terenurilor identificate deja după adoptarea hotărârii respective din 2019. Cu această ocazie, stimate domnul Țepurdei, chiar vă mulțumesc pentru efortul depus și identificarea a terenurilor proprietatea statului care urmează a fi introduse în anexele hotărârii de guvern respective. Stimați colegi, dacă nu sunt obiecții la proiectul propus spre examinare, rog respectuos aprobarea acestuia. Cine este pentru? Vă mulțumesc că aprobat. Stimată doamnă Tatiana Ivanișchina, vă rog respectuos să dați citire următorul proiect al hotărârii de guvern. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se propune spre examinare și aprobare proiectul de hotărâre pentru completarea anexei numărul 3 la hotărârea Guvernului numărul 161 din anul 2019 cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică a statului din administrarea Agenției Proprietății Publice. Proiectul a fost elaborat în temeiul prevederilor articolului 6 din legea numărul 121 din anul 2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice și articolului 13 din legea numărul 29 din anul 2018 privind delimitarea proprietății publice.
și prevede completarea anexei numărul 3 cu două poziții, prin care în esență se completează lista terenurilor proprietate publică a statului, delimitate după apartenență cu două terenuri, unul amplasat în orașul Basarabeasca și cel de-al doilea amplasat în raionul Taraclia, satul Valea Pierșei, Extravilan, pe care sunt amplasate bunuri imobile, construcții proprietate publică a statului din administrarea serviciului VAMAL. Astfel, adoptarea hotărârii respective va servi drept temei pentru înregistrarea terenurilor menționate în Registrul Bunurilor Imobile ca proprietate publică a statului din administrarea serviciului VAMAL. Proiectul a fost avizat și expertizat în modul stabilit, iar recomandările parvenite au fost luate în considerare la definitivare. În acest context, rog aprobarea proiectului. Da, vă mulțumesc, stimată doamnă Ivanișchina. Stimați colegi, este vorba despre aceeași hotărâre de guvern care a fost, anexele la care au fost completate de către Agenția Proprietate Publică prin proiectul prezentat de către domnul director Țepurdei și vinem cu completări la anexa 3 din același document 161-2019 cu introducerea două poziții identificate de către Ministerul Finanțelor și care aparțin domeniului public nemijlocit serviciului VAMAL. Cine este pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre de guvern, rog respectuos acceptul dumneavoastră. Vă mulțumesc, acceptat. Stimată doamnă secretar de stat Tatiana Ivanișchina, de acum am să vă rog să mai faceți un efort și să prezentați următorul punct din agendă. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai guvernului, prin prezent atenției dumneavoastră proiectul dispoziției prim-ministrului cu privire la raportul anual consolidat privind controlul financiar public intern pentru anul 2020. Acest proiect are drept scop aprobarea raportului și, în rezultat, responsabilizarea actorilor și factorilor implicați în rezultatul evaluării de ansamblu a funcționalității sistemelor de control intern managerial și eficacității funcției de audit intern în sectorul public. Raportul respectiv a fost elaborat în conformitate cu prevederile cadrului normativ într-o abordare de cascadă în baza rapoartelor pe partea de control prezentate de 58 de entități și rapoartelor pe partea de audit intern prezentate de 52 de entități publice. Acesta cuprinde atât dimensiunea centrală cât și cea locală a administrației publice. Raportul incorporează o serie de constatări cantitative și calitative, precum și dispune spre implementare niște recomandări pentru a corecta și sau a perfecționa situația curentă privind Sistemul Național de Control Financiar Public Intern. Recomandările propuse de Ministerul Finanțelor în raport se regăsesc și în prezenta dispoziția primului ministru. În exercițiul anual următor de evaluare va fi urmărită implementarea acestor recomandări. Astfel se propune spre acordul dumneavoastră proiectul dispoziției respective prin care se aprobă raportul anual consolidat privind controlul financiar public intern pentru anul 2020. Gata, vă mulțumesc. Stimați colegi, dacă nu sunt obiecții, supun votului dumneavoastră acest proiect de hotărâre a guvernului. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Acceptat. Stimată doamnă ministru Liria Pogolșa, vă rog să prezentați următorul proiect a hotărârii de guvern. Mulțumesc, stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai guvernului, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern cu privire la planurile comandă de stat de pregătirea cadrelor de specialitate pe meserii, specialități în instituțiile de învățământ profesional tehnic pentru anul de studii 2021-2022 și modificarea unor hotărâri ale guvernului. Proiect elaborat în vederea executării aliniatului 5, articolul 60, litera G, articolul 139 din Codul Educației. Aprobarea comenzii de stat are drept scop asigurarea formării profesionale în învățământul profesional tehnic cu cadre calificate. Proiectul hotărârii de guvern a fost elaborat în conformitate cu următoarele. Necesitatea racordării ofertei educaționale a instituțiilor de învățământ profesional tehnic la nevoile pieței muncii. Analiza rezultatelor concursului de admitere din cadrul instituțiilor de învățământ profesional tehnic în anul precedent de studii 2020-2021, numărul absolvenților în anul de studii 2020-2021, propunerile ministerilor de resort și instituțiilor de învățământ profesional tehnic publice și private, precum și rezultatele evaluării externe ale instituțiilor de învățământ.
Comanda de stat pentru învățământul profesional tehnic secundar este elaborat în baza nomenclatorului domeniilor de formare profesională și a meseriilor profesiilor, aprobat prin hotărârea Guvernului numărul 425 din 2015 și prevede pentru anul de studii 2021-2022 admiterea a 8279 persoane cu finanțare bugetară, dintre care 929 pentru formare profesională prin învățământ dual. Planul de admitere pe bază de contract cu achitarea taxei de studii în instituțiile de învățământ publice și private include 525 de locuri. Comanda de stat pentru învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar non-terțial, care este elaborat în baza nomenclatorului domeniilor de formare profesională al specialiștilor și calificărilor pentru învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar non-terțial, aprobat prin hotărârea Guvernului 853 din 2015, prevede admiterea a 3.928 persoane cu finanțare bugetară, dintre care 166 pentru formare profesională prin învățământ dual. Planul de admitere pe bază de contract cu achitarea taxei de studii în instituțiile de învățământ publice și private include 7.310 locuri. În anexa numărul 6 a proiectului hotărârii de guvern se propune aprobarea unor completări la hotărârile de guvern necesare pentru punerea în aplicare a cadrului normativ specific învățământul profesional tehnic, după cum urmează. La nomenclatorul domeniilor de formare profesională și al meseriilor, profesiilor, se completează cu noi calificări: operator mijloace tehnice utilizate în domeniul securității frontiere, fierar, instalator pentru sisteme termice solare, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, tehnician în panificație și patiserie. Propunerile de completare sunt corelate cu clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova, respectiv denumirile meseriilor corespund exact denumirilor ocupațiilor din corp. În scopul formării specialiștilor în domeniul educației, conform nivelului de calificare solicitat pe piața muncii, se modifică nomenclatorul domeniilor de formare profesională al specialităților și calificărilor pentru învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar non-terțiar, aprobat prin hotărârea Guvernului numărul 853 din 2015, în vederea stabilirii nivelului de calificare 5 CNC pentru calificarea educator și conducător muzical în conformitate cu prevederile cadrului național al calificărilor. Implementarea prevederilor proiectului de hotărâre de guvern se va realiza în limitele alocațiilor bugetare planificate în acest scop. Proiectul a fost supus avizării și expertizării în modul stabilit. Reieșind din cele expuse, stimați membri ai Guvernului, solicit susținerea proiectului. Da, mulțumesc, stimată doamnă ministru. Este într-adevăr un proiect important care vine să confirme planul sau comanda de stat de pregătire a cadrelor atât de necesare Republicii Moldova. Stimați colegi, dacă nu aveți obiecție la proiectul propus de doamna ministru Fogolșa, rog respectuos să susținem și să aprobăm acest proiect de hotărâre de guvern. Vă mulțumesc că aprobat. Stimate domnule secretar de stat Mihail Lupașcu, vă rog frumos prezentarea următorului punct al agendei. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai guvernului, prezint în atenție dumneavoastră proiectul hotărârii guvernului pentru modificarea hotărârii guvernului numărul 1232 din 2016. Cu privire la unele aspecte de introducere a produselor petroliere prin frontiera de est a Republicii. Proiectul este unul tehnic și prevede prelungirea cu jumătate de an, până la 31 decembrie 2021, a terminului în cadrul căruia vămuirea produselor petroliere introduse prin punctul de trecere a frontierii Novosavitskaya cu Ciurgan se va efectua cu titlu provizoriu la postul Valmal Bender 2, deoarece până la acest moment încă nu a fost instituită posibilitatea desfășurării controlului comun dintre Republica Moldova și Ucraina la postul Valmal de frontieră Novosavitskaya cu Ciurgan. În acest context, rog susținerea pentru promovare a proiectului vizat. Da, vă mulțumesc. Stimați colegi, atâta timp cât nu este încă instituit controlul comun eficient și efectiv la punctul de trecere a frontierei de stat Novosavitskaya cu Ciurgani, cred că urmează să acceptăm această propunere venită de la Ministerul Economiei și Infrastructurii. Dacă nu sunt obiecții,
rog respectuos aprobarea acestui proiect de hotărâre de guvern. Vă mulțumesc, aprobat. Stimată doamnă secretar de stat, Tatiana Ivanichkina, iarăși revenim la dumneavoastră și vă rog respectuos să prezentați următorul punct al agendei. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea punctului 2 prim din hotărârea Guvernului numărul 960 din anul 2017 pentru punerea în aplicare a legii numărul 109 din anul 2017 privind unele măsuri de control la trecerea frontierei, de control vamal și privind asigurarea regimului fiscal în cadrul controlului comun la unele puncte de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene. Proiectul prevede extinderea până la 31 decembrie 2021 a perioadei în care agenților economici înregistrați și neînregistrați la Agenția Servicii Publice, precum și instituțiilor din raioanele de est ale Republicii Moldova, li se va permite traversarea punctelor comune de trecere a frontierei de stat, Pervomaiș-Cuciurgan, Goianul Nou-Platonovo și Novosavitskoe-Cuciurgan, fără aplicarea măsurilor de politică economică, prohibițiilor cu condiția rămânerii mărfurilor pe teritoriul necontrolat de către organele constituționale. Necesitatea aprobării proiectului de hotărâre este argumentată de acordarea unei perioade suplimentare instituțiilor implicate în proces pentru identificarea unor soluții care să asigure evidența tuturor importatorilor din zona transnistreană, inclusiv instituțiile din raioanele de est, mici antreprenori cu statut de persoană fizică, patentari, astfel încât să nu fie periclitată circulația în punctele comune de trecere a frontierei de stat. Implementarea proiectului nu necesită alocarea mijloacelor financiare de la bugetul de stat. În contextul celor expuse, rog susținerea proiectului. Da, vă mulțumesc, stimată doamnă secretar de stat Ivanichkina. Stimați colegi, dacă nu sunt obiecții, rog respectuos să aprobăm și acest proiect de hotărâre de guvern. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Doar vreau să adaug un mic comentariu la ambele proiecte de hotărâre de guvern, ultimele două care le-am aprobat. Probabil ați văzut și dumneavoastră, astăzi Duma de Stat a Federației Ruse a aprobat o declarație care acuză autoritățile din Republica Moldova că încercăm să blocăm într-un fel sau altul regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Iată că avem două exemple concrete că de fapt lucrurile stau exact invers. Autoritățile Republicii Moldova fac tot posibilul ca să nu împiedice dialogul și buna organizarea procesului de reglementare politică durabilă a conflictului transnistrean. Prin urmare, acest caz vine să demonstreze că noi suntem cei care suntem cu inima deschisă și căutăm soluții politice fără să venim cu acuzații. Stimați colegi, mergem mai departe cu agenda ședinței de astăzi a Guvernului. Stimată doamnă ministru Lilia Pogolșă, vă rog respectuos să prezentați următorul punct al agendei. Mulțumesc, stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea cuantumului premiilor pentru performanțele obținute la ediția 32 a Jocurilor Olimpice de Vară și ediția 16 a Jocurilor Paralimpice din anul 2021 din orașul Tokyo, Japonia. Cunoaștem că, conform deciziei Comitetului Internațional Olimpic, în perioada 23 iulie 2021-8 august 2021, se va desfășura ediția a 32-a a Jocurilor Olimpice de Vară și ediția a 16-a a Jocurilor Paralimpice din anul 2021 în orașul Tokyo, Japonia. Pentru ediția curentă a Jocurilor Olimpice, Republica Moldova a calificat 12 sportivi la probele olimpice, iar la probele paralimpice se preconizează să fie calificați circa 7 sportivi. Scopul proiectului respectiv este de a susține financiar sportivii autohtoni care vor participa cu succes la Jocurile Olimpice și Paralimpice și vor reprezenta Republica Moldova pe arena sportivă internațională, precum și antrenorii acestora și personalul asistent. Luând în considerație că Jocurile Olimpice au loc în perioada 23 iulie-8 august 2021, este imperios necesar ca proiectul hotărârii de guvern să fie aprobat până la începerea acestora, cu atât mai mult că aprobarea cuantumului premiilor va stipula sportivii și antrenorii care participă la Jocurile Olimpice să obțină rezultate înalte. Conform hotărârii Guvernului numărul 53 din 2017 cu privire la alocarea mijloacelor financiare, au fost alocate din Fondul de Rezervă a Guvernului 3.950.000
1.000 lei în scopul premierii sportivilor pentru performanțele obținute la ediția 31 a Jocurilor Olimpice de Vară și ediția 15 a Jocurilor Paralimpice din anul 2016. În acest context se propune ca premiile care vor fi alocate în anul 2021 pentru participare la Jocurile Olimpice de Vară și la Jocurile Paralimpice din anul 2021 să fie achitate din Fondul de Rezervă a Guvernului. Reșind din cele spuse, stimați membri ai Guvernului, solicit susținerea proiectului. Da, vă mulțumesc, stimată doamnă ministru. Este adevărat, trebuie să oferim stimulenți inclusiv de ordin financiar pentru sportivii noștri care vor face parte din lotul național pentru Jocurile Olimpice din anul curent de la Tokyo și cred că sper cel puțin, fiind și eu un fost sportiv de carieră în tinerețea mea neliniștită, sper că va fi un stimulant, un imbold puternic pentru reprezentanții sportului nostru național să încerce cel puțin să tatoneze podiumul pentru Jocurile Olimpice. Ne-am bucurat foarte mult dacă din cei 12 sportivi care constituie lotul național pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo și cei 7 sportivi la Jocurile Paralimpice să ne bucurăm de prezența măcar a câtorva dintre ei pe podiumul de onoare a Jocurilor Olimpice, indiferent de locul ocupat, fie că e locul 1, evident că varianta ideală, dar și locul 2-3, ne-am bucurat nespus să ne avem cu naționalii noștri pe podiumul de onoare a câștigătorilor la probele olimpice din acest an. Stimați colegi, cine este pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre de guvern, rog respectuos votul dumneavoastră. Aprobat, vă mulțumesc. Și doamna ministru Lilia Pogolșa, de acum vă rog să finalizăm agenda de astăzi tot cu un proiect de hotărâre care ține de competența Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Vă rog mult! Mulțumesc, stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la Programul Național de Acțiuni consacrate sărbătorii a 30 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, Moldova 30, elaborat în scopul marcării Zilei Independenței Republicii Moldova, eveniment de importanță majoră pentru societatea noastră. Programul Național Moldova 30 a fost elaborat cu participare și ca urmare a propunerilor membrilor Comitetului Național pentru Organizarea și Desfășurarea Acțiunilor Consacrate Sărbătoririi a 30 de ani de la Proclamarea Independenței Republicii Moldova, instituit prin decizia prim-ministrului interimar Aureliu Ciocoi, numărul 9, din 19 martie 2021. Conceptul general al programului este axat pe sporirea gradului de notorietate a imaginii Republicii Moldova și promovarea realizărilor semnificative ale Republicii Moldova și a cetățenilor acesteia pe parcursul ultimilor 3 decenii. Luând în considerație termenii restrânși pentru organizarea manifestărilor festive din Piața Mare Adunări Naționale, se propune realizarea procedurilor de achiziții conform prevederilor articolului 56 alineatul 1 litera B din legea numărul 131/2015 privind achizițiile publice. Menționez că implementarea prevederilor proiectului de hotărâre necesită mijloace financiare din bugetul de stat. Toate cheltuielile suportate se vor acoperi din contul mijloacelor planificate de către instituțiile responsabile. Reșind din cele spuse, solicit susținerea acestui proiect. Da, vă mulțumesc, stimată doamnă ministru. Este adevărat, e un plan de acțiuni ambițios pentru celebrarea în acest an a celor 3 decenii de independență a Republicii Moldova și cred că este de datoria noastră, de datoria tuturor să avem acțiuni pe măsură în Piața Mare Adunării Naționale în ziua de 27 august, când vom celebra cu toții acești 30 de ani de independență a țării noastre. Stimați colegi, și doi, mă bucură foarte mult că nu este cazul să intervenim iarăși cu alocări suplimentare financiare pentru organizarea și desfășurarea acestor acțiuni festive. Stimați colegi, rog respectuos acceptul domniilor voastre pentru votarea acestui proiect de hotărâre de guvern. Votat, vă mulțumesc! Stimați colegi, acestea au fost punctele propuse pentru discuții la ședința actuală a Guvernului. Stimate domnule ministru Nagajevski, dacă aveți ceva de adăugat sau de comentat, stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, eu sunt să vă anunț despre situații care ne-a aruncat Republica Moldova în incertitudine, cu niște riscuri destul de mari și eu sunt obligat să vă aduc la cunoștință. Dacă cunoașteți, săptămâna trecută, Curtea Constituțională a Republicii Moldova a emis o hotărâre prin care a anulat
unele modificări la legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii. Motivul anulării respectivei legi a fost faptul că votarea în prima lectură de către Parlament s-a făcut până la publicarea hotărârii de guvern de aprobare a proiectului de lege. Deci proiect, hotărârea de guvern a fost pe 4 decembrie, pe data de 5 decembrie a fost aprobat în prima lectură de către Parlament și abia pe 6 decembrie a fost publicat în Monitor Oficial. Nu vreau să discut despre temenicia hotărârii Curții Constituționale, dar vreau să vă spun că în practica Parlamentului și a Guvernului mai există asemenea formule de aprobare a legilor care sunt criticate de către Curtea Constituțională și astăzi există riscuri că anumite sisteme ar putea să intre în anumite impasuri, în anumite incertitudini juridice datorită acestei situații create de către Curtea Constituțională. De aceea vă rog mult să vă evaluați riscurile, că nu exclud că ar să mai existe anumite sesizări la Curtea Constituțională pentru anularea anumitor legi care ne reglementează sistemele. Mai mult, prin hotărârea Curții Constituționale s-a stabilit că în cazul în care se anulează o lege pe un asemenea viciu de procedură, asta duce la eliberarea din funcția persoanelor care sunt numite în baza unei asemenea legi. Respectiv, acum eu să evaluez impactul asupra persoanelor care ar putea să fie eliberate din funcție urmare unor asemenea legi declarate neconstituționale este destul de dificil, de aceea vă rog să fiți atenți la maximum în domeniul pe care îl aveți de competență pentru a nu ne trezi cu anumite surprize. Eu încerc și eu să evaluez pe domeniul Ministerului Justiției care sunt riscurile pentru viitor să nu mai apară asemenea situații, urmarea hotărârilor Curții Constituționale. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, stimate domnule ministru. Evident că trebuie să fim atenți și să mergem strict pe buchea legii. Asta este datoria noastră atât timp cât ne vom exercita mandatul. Stimați colegi, dați-mi voie cu acestea să încheiem ședința noastră de astăzi și să vă mulțumesc mult pentru deschidere și cooperare în examinarea tuturor proiectelor de hotărâre de guvern care au fost puse în agenda, dar nu aș vrea să închei ședința fără a reveni iarăși la rugăminte către toți cetățenii Republicii Moldova. Stimați cetățeni, vaccinați-vă! Nu așteptați următorul val al pandemiei, pentru că va fi cu siguranță, întrebarea nu este dacă, întrebarea este când. Prin urmare, încă o dată fac un apel către fiecare dintre cetățenii noștri, mergeți la centrele de vaccinare și vaccinați-vă, indiferent cu care vaccin. Important este ca cât mai rapid posibil să atingem un nivel suficient de vaccinare la nivel național, în așa fel încât să fim pregătiți, protejați pentru următorul val. Protejați-vă, vaccinați-vă și să dea Domnul să nu avem cazuri grave și foarte grave de COVID în valul care cu siguranță va veni, al COVID-ului. Cu acestea fiind spuse, stimați colegi, vă mulțumesc încă o dată pentru ședința de astăzi și sper să ne revedem sănătoși la ședința următoare a Guvernului. Vă mulțumesc!